În această după-amiază, Delia povestea fetelor cum a fost la munte cu Albert. Spunea că s-au distrat foarte tare, s-au dat cu ATV-urile și a povestit cum era drumul și cum au sărit ei cu ATV-ul respectiv. Apoi le-a făcut ceva poftă fetelor pentru că le-a povestit ce a mâncat la munte. Spunea că ea și-a luat piept de rață cu sos de portocale și mere caramelizate și a mâncat și somon cu legume din farfuria lui Albert. Și Cristina a zis și eu am mâncat niște fasole bătută astăzi. Mai spunea Delia că doamna care i-a servit a întrebat când se difuzează materialul pentru că vrea să-și ia liber să vadă și a spus că nu a răspuns ea pentru că nu are voie să interacționeze cu altcineva, ci au răspuns cei din producție. Una peste alta a fost o ieșire frumoasă povestea Delia și așteptăm să o vedem și noi mâine pe material.